Un incendiu violent a izbucnit duminică în municipiul Gherla. Acesta s-a manifestat la o gospodărie și a cuprins în scurt timp acoperișul acesteia, focul fiind vizibil de la mai mulți kilometri distanță. Incendiul s-a extins în scurt timp și la două anexe, aflate în imediata apropiere, o magazie de lemne și un adăpost de animale, misiunea pompierilor fiind extrem de dificilă. Întreaga intervenție a fost una contratimp, deoarece a existat pericolul ca vâlvătaia să se extindă și la celelalte imobile. La fața locului a intervenit și un echipaj al companiei furnizoare de gaze, angajații E.ON, oprind alimentarea cu gaze a casei. Colegii pompierilor domiciliați în Gherla, care se aflau în timpul liber, auzind alarma de foc dată de autospecialele de intervenție, au întins și ei o mână de ajutor la lichidarea incendiului. După o luptă cu flăcările, timp de mai bine de o oră și jumătate, pompierii au reușit într-un final să lichideze incendiul. Cel mai probabil, focul a izbucnit din cauza unui scurt circuit electric.